Omul de afaceri Gigi Becali își exprimă compasiunea față de Sevil Șaide și susține că a intrat în vizorul DNA din loialitate față de șeful PSD Liviu Dragnea. Sevil Șaide este anchetată de procurorii DNA în dosarul trecerii insulei Belina în administrarea firmei Teldrum și a Consiliului Județean Telorman. Mie mi-e milă de femeia aia săracă. Deși de Sevil Șaide și mai ales asta, Vana Prum. Vana Prum a cunoscut o femeie extraordinară. Omul ăla le-a băgat un mare rahat. Cum mă să faci asemenea lucruri, să distrugi aseiul, să distrugi oamenii, să-i pui să semneze niște lucruri pentru tine, să-i nenorocești. Și asta, mi-e milă și de Șaide, că femeia se vede, e femeie bună așa după față. Păi de-aia săracă din loialitate a semnat acolo niște tâmpenii. Cum să faci așa ceva, mă? Loialitate pentru Liviu Dragnea. Da. Hai lasă-mă că semnează că ești prietena mea, că nu știu ce, că nu... Om, ne ferește, omul ăla nu-și dă seama, că nu e sănătos la cap, că bagă oamenii în pușcărie. După aia, este, domne, este poliție politică, domne. Păi ce poliție politică? Care poliție politică? Ce poliție politică? Cum adică? Nu mai ancheteze procurorii că dați voi cu tărți de guvern să le băgați în proprietatea voastră? Doamne, ferește. Sau că vine și ăla și cineva spune, domne, o băltoacă, hai mă vezi de treabă. Sau că vine Olguța Vasilescu, ce-a luat-o, domne? Păi să-mi dea, bă, și mie casa poporului mie în administrare pe 100 de ani, că o las acolo.